Cât de bun poate să fie un joc gratis de pe Steam în 2024? Astăzi o să facem un mic review la Deathless Stillness. Este un joc gratis pe Steam, un joc cu zombie cu apocalipsă, așa că nu mai pierdem timpul, hai să-i dăm drumul. Avem aici 5 mape de ales, mă rog 4, că una e announced și o să ne dea într-o mapă random, bănuiesc sau ceva de genul. Hai să începem cu Village, asta mi se pare mai interesantă, dar o să jucăm mai multe mape, poate chiar cine știe, pe toate. Aici putem să ne creăm caracterul, ăsta e băiatul, ăsta e fata, o să ne facem fata, pentru că logic, nu? Aoleu! Avem mai multe moduri, nu o să-l punem pe ăla, nici nu vreau să fie școlăriță. Bă, dar nu pot să pun și eu ceva mai mișto? Bă, cam ăsta e caracterul, dacă mă întrebați pe mine, eu sincer zic că arată destul de bine. Dăm și noi next și hai să vedem cu ce se prezintă. Pot să mă aleg arme. Deci ori avem SCAR, ori avem AKM, ori M416. Vreau M4-ul ăsta. Vreau să pun și supresor și vreau un redut sau... Iotici? Hai să pun un redut, să vedem. Și hai să dăm start. Ok, vezi că nu arată rău deloc. Sincer, am graficile pe high în momentul de față, însă nu le pun pe cele mai mari, că mai există și very high, pentru că nu știu câtă diferență o să fie și nici nu vreau să scadă foarte mult performanța, deoarece filmez. Văd că putem să colectăm chestii de pe jos, cu asta e aparent, și văd că în stânga jos acolo, în colțișor, scrie că e beta de joc, așa arată în beta, oameni buni, da? În beta, uitați-vă și voi cum arată. Deci, pentru un joc cu zombie, cu tematica asta, mi se pare absolut ireal și genial! Aoleu, mâncați sufletul tău, trebuie să dau sonorul mai încet de la căști de la mine, mâncați și că mi-a spart timpanile, m-a căcat pe mine, ești nebun? Știți că nu sunt adeptul jocurilor horror sau chestii de genul, dar asta e o excepție, să zic așa. Mamă, i-am spart, am vrut pe băieția. Ia, ce găsesc pe aici, gloanțe? A, ok. Vezi că nu erau pe gloanțe. Caracterul îmi place super mult cum arată și îmi place că părul se mișcă gen. Și cred că se mișcă și firele, dar doar că mai puțin. Și gândiți-vă când o să iasă jocul folie, mi se pare că o să fie absolut insane. Bun, ceva de luta pe aici, vreau să lutez tot pentru că așa sunt eu în jocuri, hai să mergem jos. Avem de omorât 50 de zombie, văd acolo în stânga. Avem 45, încă am omorât doar 5. Sper să nu vină o bardă de asta, o raită, nu știu cum se zice, de zombie pe mine. Mamă. Doamne, dar cum se simte când tragi? Voi auziți sunetul ăsta de la supresor? Mi se pare absolut insane. Wow. Câți au venit, bro. Aulo. Eu care voiam să dau tapuri așa să fie... Da, bă, da, am avut, mi-am pus red-ul. De ce nu pot să... Probabil nu pot să văd prin el. Ok, m-am uitat puțin în setări și văd că avem mai multe chestii. Dacă apăsăm pe B, văd că avem semi și... E full. De aceea e super mișto să lăsăm semi. De pe rotiță avem și site-ul ăsta care mi se pare absolut genial. Uitați-vă și voi cum se aude și cum se mișcă totul. Mai avem, cred că, inventar pe P. Băgăm și noi, pică ceva nou, nu putem? Momentan cred că suntem full, așa. Deci jocul până acum mi se pare... Opa, așa dă mili. Mi se pare insane de bun. Sincer, e jocul pe care l-aș juca... Nu știu, gen așa mult de grinduit, să zic așa. O să fie și online din ce am înțeles. Dar până mai este jocul, cred că mai durează, sincer să fiu cu voi. Eu țin minte că jocul ăsta e în beta de prin 2022 sau se lucrează la el de prin 2022. Deci mi se pare absolut insane și nici știu, e făcut de un YouTuber. Sper să nu mă înșel acum, dar da. Oricum, e absolut genial. Hai să mergem și noi la idea să vedem dacă găsim niște GG de ăștia de omorât. Ei, bă, mă, pot duce pe aici. Bine, vă dați seama că jocul nu e perfect încă, dar e și greu să faci un joc perfect. Nu cred că există, de fapt. Dar, totuși, m-au zis că dacă nu dați like acum, vă transformați și voi în zombie. Și lăsați și subscribe, neapărat că mă ajută, da? Pe aici, prin garaj, ceva, pot să conduc și o mașină, o Toyota asupra, o ceva pe aici, hai că am petrenți deja. Bun. Bă, văd că am stamina, ceea ce e bine. Nu credeam că o să fie atâtea detalii într-un joc în beta. Mă, zici că e Spider-Man ăsta, bro. O să râi, l-am mușcat pe Angenu. Pe boss-ul ăla nu cred că-l bat eu. Doamne, dar cum se mișcă, bro. Oare îi dau damage? Aolo. Cred că trebuie să pun automat, ești nebun. Bro, dar de ce s-ar ăștia așa? Sunt iepuri. Nu știam că există zombie, oameni iepuri. Nu știam că există zombie, de fapt, ce tu vorbesc? Așa. Mamă, mâncați așa. Dar au băgat de gen din toate categoriile de oameni, să nu supere pe nimeni gen cu beta-ul ăsta. Aolo, cred că mă bat ăștia. Așa, au băgat și mai grăsuți, mai pufoși, ca să nu vă supărați. Doamne ferește. Mamă, am încercat să-i dau un burtă eu cu asta, cum îi spune, cu... Mamă, îi fac tibec. What the... What? Nimic, nu mai facem de asta, doamne ferește. Bă, nu mai am gloanțe, da? Da, revenind, am vrut să zic că au băgat și pufoși. Au băgat de toate, oamenii mei. Punem iarăși pe semi-automat. Avem first person! Băi, jocul ăsta e insane. Cred că o să mă joc off-camera aici, nebun. Nu știu cum...
A, deci doar trebuie să dau click. Da, am băgat mărul și nu mai pot. Am apăcut full de la măr, ok. Vreau să mai lutez. Nu știu exact dacă există ceva. Aolo, doamne. Doamne, dar e horror rău în first person gen. A, cred că am belit-o aici. Nu? Tot uit că am efectiv pe single și dau auto. Bun, o să mut înapoi pe auto pentru că mi se pare mai ușor, dar logic că e mai ușor ca OSN. Doar că, ok, am luat prin, nu mai contează cum am luat alea, am găsit o grămadă de gulanțe. Mamă, yo, what? Ai și chestia asta de scăpat, gen insane, dar nu știu, mi se pare wow jocul. Hai să mai dau și eu pe, mai băgăm și noi niște apică. Wow, și animații cum bea apă, băi, ești nebun la cap. Iar nu mă așteptam și acum, nu ridic jocul să nu vă gândiți că m-au plătit băieții să le fac vreun episod, că mi-au dat jocul, că oricum e gratis, gen. Dar, băi, mi se pare insane de detalii pentru un joc în beta, pentru că jocurile în beta de obicei, bine, hai să zicem în alfa, dar deja nici în beta au multe buguri, au, nu știu. Se mai adaugă o grămadă de feature-uri. Jocul ăsta am impresia că are cam 80% din tot ce ar trebui. Doar ar trebui să-i facă un story mișto eventual. Doar un story mișto, știi ce zic? Și eventual... Aolo, mâncați așa sufletul tău că vine iarăși bossul ăsta și eu nu mai am glonțane. Aolo, chiu. Fugi, sări. Nu mai pot. Gata, tot. Mai trebuie un zombie să bat. Unde ești viața mea? Haide. Vin după tine iar și iar. Atâta? Am terminat? Fuxid? Ok, hai să mai jucăm o mapă pentru că mi-a plăcut 177, nu știu ce sta. Headset probability, așa. Bă, vezi că e mișto, mi-a zis și timpul, hai să dăm și ne main menu. Ok, de data asta ne jucăm pe Chinese Alley. Nu știu ce, cu ce se mănâncă. Mi-am pus un AK cu supresor. Asta pare mai horror. Și casele alea par, bă, da. Asta pare de două ori mai horror cum ar veni. Am și flashlight, bro, de pt, ce nice. Mamă, ce-mi place așa să fac pe Hitman. Mi-am pus și altă de asta. Pot să pun pe single, ok. Doamne. Deci nu știu dacă voi simțiți la fel, bă, dar se simte super mișto jocul. Și văd că nu necesită resurse, că n-am cel mai bun calculator din lume. Și am 120 de frame-uri cu filmarea pornită. În cazul în care filmarea, nu am alt PC cu care înregistrez sau PC de stream sau chestii, e exact același calculator. Deci nu necesită multe chestii, se mișcă bine, se vede bine. Nu prea am întâlnit bucuri în momentul de față. Bine, am jucat puțin, vă dați seama, n-am intrat eu prin clădiri, prin astea, dar... Totuși, mi se pare mișto, animații, chestii când te prinzi zombie. E un joc pe care, bă, poți să-l joci, frate. Mamă, dar ăsta? Bă, deci ăsta mă fa... Mamă, s-au luat în brațe, bro! S-au luat în brațe! Doamne, ce drăguț! Ce drăguț, efectiv. Mamă, deci zici că mă simt în Hitman, dar Hitman apocaliptic, bro. La modul ăla. Bam, i-am pus pe cap, frumos, bam. Bă, da, acolo e zombie, bă. Da, mă, e zombie, da, e gard. Ce prost. Păi, de-o cuși, Chinese zombies? Ce, mă, trebuie să găsesc zombie chinezești, mă? Aulă! Am pus pe auto aici. Aici trebuie... M-a blocat, m-a înconjurat. Nu cred că mai scap de aici, nu? Nu, cred că mai scap. Sau... What the... Nu mai zi nimic. Doamne, ce mormane aici. Vă recomand să luați o pauză de la mâncare dacă mâncați sau cea de genul, că e un pic așa cam, n-am mai zic. Deci eu nu trebuie să-i bat pe toți, mă, trebuie să-i găsesc doar pe ea. Mamă, păi dacă-i dau, ia, călba doar din astea. Puiule, tu ai avut o moarte mai așa. Mai băgăm de asta, nu mai avem nimic în inventar în momentul de față. Inventarul de păpum, mi-e puțin peste mână, îmi vine să dau tab la inventar, dar dacă dau tab, îmi pun first person. Ce mi se pare un pic greu să joci din first person într-un joc de genul. Dar, na, ce să faci? Așa. Să luăm de la distanță, să nu ne provoace vreo problemă, trouble. Nu zice că m-au văzut și ăștia. Sper că nu, dar... Oare m-au dacă l-o mor pe ăsta? Sper că nu m-au auzit. M-au auzit ăsta, dar nu e problemă. Aici ar trebui să fie... Mamă, trăiți arție, ce m-a sperat, zici că mi-a dat jumpscare, bro. Ce-i ăsta, mă? Păi ăsta trebuie să-l bat eu? Păi sare din el, zici că... Bro, sare tablă din ele, ești nebun. Pick up spell fragments. Mamă, deci jocul ăsta are mai multe moduri de joc. Ce sunt astea? Ok, am luat unul. Ok. Așa, bun. Unde mai trebuie să mă duc?
Poate pot să mă duc aici la 40 de metri. Mamă, mari zombie aici, să încărcăm rapid. Așa, bun, bun. Mamă, mamă, ce m-a speriat să mă bată, mama, ce jump scare mi-a dat. What, i-am dat headshot cu piciorul, i-am dat headshot, ce-am făcut? Doamne, e greu, e greu. Nu mai am gloanțe, trebuie să încarc. Ok, fugi, 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 fugi. Mamă, ce dă ăla din cap. Mai vine după noi, vine, 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 fugi, fugi. Hai că poți, hai că poți. Dacă iau 3 fragmente de alea, nu știu ce se întâmple. Mamă, mi se termină stamina, bro. Așa, i-am mai dat în încetinim că face animația aia, deci pune mâna, e super, super interesant. Deci cu fragmentele mi se pare wow, wow, reflexii. Ok. Deci ai niște zombi, acum pot să-i dau damage, nu? Când nu mai am eu viața. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles, boys. Nu știu cum ar trebui să bat eu așa ceva. Dar o mai am HP. Dar? Dar? Sunt un gamer adevărat sau nu? Încarcă! Încarcă! Nu! Pot cumva? Pot? 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 Un piu ceva? Na, a fost close, a fost close. Bă, super mișto ideea asta. Super mișto. Deși mi se pare un pic sci-fi, dar până la urmă e cu zombie, atât că nu poți să zici că nu e sci-fi sau ceva de genul. Apropo, jocul ăsta are și dificultăți de la easy, normal și așa mai departe, încă două, ci că și una random, în care toată lumea, e efectiv fiecare zombie random, unul e hard, unul sare, unul nu știu ce, fuge repede și așa mai departe. Am mai băgat o mapă, mapa cu autostrada sau ce ar trebui să fie asta, highway, mă rog, și arată super, super bine, astea mai luminate, mi se par că arată genial. Se mișcă frunzele, bat vântul, copacii, toate nebunile astea, știți voi la ce mă refer? Se aude impecabil la impact cu... ori e cu orice, efectiv se aude impecabil jocul ăsta. Și nu o să mai joc și mapa asta, vă dați seama. Mi-a plăcut foarte mult ideea precedentă, acolo cu chinezăria, să zic așa, no offense. Dar dacă vreți să jucați și voi jocul, e gratis pe Steam, are doar vreo 10 giga de instalare, adică nu e un joc mare. Death Stealing se numește, o să pară ceva în chineză, pentru că n-a, e făcut, cred că de niște băieți din China sau ceva de genul, habar n-am de unde ce și cum, dar de Stillness sau cum se numește, dacă căutați să vă las oricum și descriere numele exact. Puteți să-l descărcați și să-l încercați. Oricum aștept părerile voastre, comentarii despre acest joc. Nu am cum să fac o serie cu acest joc sau ceva de genul. Eventual să încerc să bat totul pe hard sau chestii de genul. Dacă vreți să mai vedeți episoade cu jocul ăsta, puteți să mai facem un episod 2. Mai tragem și noi de păr, știți cum e, cum fac ăștia cu GTA 5-ul, cum îl mulg și cum am mult celibat. Sau să puteți face și noi cu jocul ăsta dacă vă place. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, subscribe dacă nu ați făcut încă, pentru că să fiți la curent cu tot ce postez. Comentariu. Eu am fost Căsăie, vă las cu bine, multă baftă, bye.